Bun găsit, o nouă ediție a emisiunii Cocktail, emisiune de promovare electorală. PNL este reprezentat în această seară de liderul organizației municipale, Constantin Ionescu, consilier municipal în același timp. Bine ați revenit, domnul Ionescu. Bună seara, mulțumesc mult. Despre Klaus Iohannis vorbim, nu? Păi, tema o stabiliți dumneavoastră, nu o stabilesc eu. Uite că e emisiune de promovare electorală. Corect. Da. Vorbim de ceea ce vreți dumneavoastră, de ceea ce vor să audă telespectatorii. Dacă e emisiune promovare, trebuie să vorbim de Klaus Iohannis. Sigur că da. Vorbim de domnul președinte Iohannis, vorbim de anumite subiecte administrative care interesează cetățenii. Toate lucrurile sunt importante din punctul meu de vedere în care vin la un post de televiziune. Corect. Eu zic să începem cu ultimul sondaj apărut pe piață în urmă cu câteva ore, sondaj IMAS. Un sondaj în care Klaus Iohannis, președintele în funcție, este creditat cu 45,7% din preferințele cetățenilor întrebați. În perioada 8-28 octombrie, 1010 persoane cu vârste de peste 18 ani au participat la acest sondaj al IMAS. Marja de eroare este plus minus 3,1%. S-a folosit metoda CATI, mai precis Computer Assisted Telephone Interviewing, adică prin telefon. Bună ziua, bună ziua. Aha, cu cine? Cu... Da. Și așa e și domnul Iohannis în acest sondaj IMAS cu 45,7% procent. Domnul Ionescu. Era surprinzător? Nu. Nu, n-am zis că e surprinzător. Surprinzător este că pe locul 2 e Mircea Diaconu cu 16,7%, urmat de Viorica Dăncilă, 15,1%. E acum un sondaj și nu vă spun dumneavoastră prima dată cunoașteți metodele sau metoda prin care este realizată un astfel de sondaj. Problema cine îl comandă, da? Și vrea să placeze candidatul după președintele Iohannis a doua poziție, a treia poziție, ca fiind o pârghie, din punctul meu de vedere, și sociologic așa s-a întâmplat întotdeauna, de a induce în ochii electoratului că un anumit candidat stă mai bine într-o anumită poziție prin astfel de sondaj. Da. Trecând peste un sondaj sau altul, sondaje au fost și acum un an de zile, domnul Iohannis era în prima poziție și nu o spun eu că am venit la o emisiune de promovare electorală, ci o spun românii. O spun românii din perspectiva a ceea ce a însemnat un mandat de președinte, comportament, implicare, relații internaționale, stabilitate la nivel prezidențial, recunoașterea României pe plan internațional și o serie de aspecte pe care un președinte le face prin pârghile pe care le are la îndemână, prisma Constituției, prisma mandatului de președinte, ceea ce înseamnă a conduce o țară prin care să creeze o stabilitate. O stabilitate politică, mai mult sau mai puțin, și am văzut cu toții că democrația poate fi folosită, să spun așa, în mediul, în spațiul politic, parlament, guvern, tocmai pentru acest scop. Pe plan internațional, stabilitate înseamnă aducerea de investitori, credibilitatea României pentru a capacita investiții în România și a dezvolta anumite investiții în România, dezvoltăm mai departe creșterea produsului intern brut, creșterea numărului locuri de muncă și o serie de lucruri benefice pentru România și pentru noi toți. Da, eu v-aș întreba și pe dumneavoastră legat de acest slogan, împreună pentru o Românie normală sau pentru România normală. Klaus Iohannis se află la finalul mandatului de 5 ani, primului mandat de 5 ani. De ce o Românie normală, n-a fost o Românie normală cu Klaus Iohannis la Cotroceni în cei 5 ani? Ba da, și vrea și mai departe tot o astfel de Românie normală. În schimb, dorește și ne dorim cu toții o guvernare mult mai eficientă, mult mai transparentă, mult mai implicată, mult mai stabilă din punct de vedere al măsurilor economice,
și o guvernare care să plieze pe un mandat al unui președinte prin care să induci și să ai o stare de normalitate. O stare de normalitate pe care nu de puține ori am discutat-o și aici la dumneavoastră în emisiune de-a lungul anilor și ceea ce înseamnă administrația locală. Da? O stare de normalitate înseamnă să ai servicii, să ai infrastructură. O stare de normalitate înseamnă nu să te vaiți că n-ai căldură în apartamente și să cauți acum pe unde să duce apa fiartă în pământ. O stare de normalitate înseamnă... Asta, normalitatea asta nu o dă președintele țării. Nu, dar eu v-am am transferat-o și la alte niveluri, ca să înțelegem ce înseamnă o stare de normalitate. O stare de normalitate înseamnă, printr-o guvernare stabilă și a atrage fonduri europene în România, înseamnă locuri de muncă, înseamnă venituri mai mari, înseamnă produsul intern brut mai mare la nivelul României, pe care să-l împarți la sfârșitul anului când creezi și construiești un buget pentru anul următor, pentru ceea ce înseamnă infrastructură, că toți ne uităm de infrastructură, începând de la autostrăzi până la parcările de municipiu Buzău, da? Tot infrastructură înseamnă. Înseamnă fonduri europene nerambursabile, pentru că Uniunea Europeană te roagă, dar nu-ți bagă în sac. Dacă nu ești în stare să depui proiecte, să accesezi și să absorbi fonduri europene, rămâi cu investiții pe care le faci în împrumuturi. Bun, în momentul de față, guvernul PNL este aproape de un vot, nu știm dacă va și trece. Președintele Klaus Iohannis dorind, practic, un guvern al său. Care ar fi garanția că guvernul acesta, adică s-a întâmplat de foarte multe ori, în majoritatea anilor, de fapt, să avem un președinte de o altă culoare politică și un guvern de altă culoare politică. De aceea au existat foarte multe frământări pe scena de la București. Care ar fi garanția că odată ce va fi votat sau va exista un guvern PNL cu președintele Klaus Iohannis în frunte, de garanția stabilității, garanția unor lucruri pe care nu dorim să le mai vedem, fără certuri, și să se așeze odată pentru totdeauna liniștea? Acum, la acest moment, garanția nu ți-o poate da președintele la nivel de investire a unui guvern, ci ți-o dă Parlamentul. În al doilea rând, tot la acest moment, Partidul Național Liberal are un curaj fantastic de a investi un guvern aflat, să spun, într-o minoritate în Parlamentul României. Pentru că oricând se poate schimba balanța de forțe politice în Parlament și pic a doua zi. Nu, vedeți cum cum alții actori politici într-un fel votează ieri și într-un fel declară că vor vota mâine. Stabilitatea unui guvern, din punctul meu de vedere, continuitatea lui și menținerea unui guvern în România, vedeți că nu o dă numai majoritatea în Parlament, că s-a schimbat majoritatea și a picat guvernul Dăncilă săptămâna trecută, sau acum două săptămâni. Românii vor, la 30 de ani după Revoluție, tot timpul am vrut altceva pe măsura trecerii anilor și așteptările au fost din ce în ce mai mari. De asta am spus că este un curaj la acest moment, ca într-o minoritate în Parlament, să-ți asumi niște responsabilități și să faci niște lucruri pe care românii îl așteaptă de foarte mulți ani. Practic, oamenilor le-a ajuns cuțitul la os, în expresia pe care o folosim cu toții. Și nu cred că mai e cineva la acest moment în situația în care să se joace cu destinele oamenilor, cu așteptările, cu ceea ce se dorește în România de la acest moment. Pentru asta am spus că în acest moment, stabilitatea n-are cum să o dea Parlamentul, pentru că n-are ieșit dintr-un vot în urma unor alegeri prin care să ai o majoritate stabilă și consolidată la nivelul Parlamentului. Dar pentru ceea ce cred și îmi doresc să se întâmple în România, din punct de vedere al guvernării, după investirea guvernului Orman, îmi creează acest sentiment de stabilitate și de dorința oamenilor că ceea ce s-a declarat să pune și în practică sau să ajunge să și realizeze de către guvernul Partidului Național Liberal. Da, domnule Nescu, ne aflăm în anul 2019, au trecut foarte multe alegeri locale, prezidențiale, parlamentare, europarlamentare și multe alte momente în urma cărora cetățenii
Și-au format așa o opinie și au ajuns într-o stare de resemnare față de clasa politică. Resemnare dată de, dacă vreți, ca să și completez, de numărul mic de procent de vot în oricare dintre situațiile pe care le-ați enumerat dumneavoastră. Corect. Și vă întreb încă o dată, Klaus Iohannis este de mult în politică, iată, spuneam... Ca primar. Este, da. Pe partea administrativă, întâi, apoi a intrat în această horă la nivel înalt și a devenit președintele României. Mai dorește un mandat. Cetățenii, ați văzut foarte bine, au votat în primăvară în mare, cetățeni în număr mare, la referendumul convocat de președintele Klaus Iohannis. Ați asociat acel vot covârșitor cu popularitatea, cu încrederea față de președinte sau până la urmă cetățeanul de rând chiar nu își dorește un atac la adresa justiției și a votat cetățeanul, domne, să nu se mai dea ordonanțe pe legile justiției? În primul rând, în momentul în care o acțiune politică și vorbim de un referendum inițiat de președintele României conform Constituției, sigur că s-a legat automat de acel subiect, pentru că dumnealui ca președintele României și-a dorit să întrebe populația din România cum vede situația juridică și cum vede această prioritate. În al doilea rând, partea a doua întrebării și explicațiilor noastre, dacă oamenii își doresc o justiție independentă, corect, evident că nu poate fi pus la îndoială nici măcar să ne gândim la al doilea răspuns din punct de vedere negativ. Pentru că cu toții unde muncim, unde trăim, unde ne desfășurăm activitatea, în viața de zi cu zi, dreptatea, aplicarea legii, siguranța din partea unei autorități a statului este primordială și te aștepți ca la cel mai înalt nivel acest lucru să se și întâmple. Și este o reacție firească a românilor în momentul în care acel vot covârșitor a fost dat la acel referendum, pentru că nu neapărat că acel referendum a fost votat într-un număr foarte mare, ci oamenii în spatele acelui răspuns au spus, domnule, da, vrem o stare de normalitate. Adică nu ne gândim că aplicarea legii și justiția independentă și măsurile din justiție ar fi o chestiune exagerată sau un lucru la care, domnule, cu greu să îl putem aplica și realiza în România. Nu, asta e o chestiune normală de care toți să beneficiem în niște condiții normale și să fim apărați de justiție. Ăsta cred că a fost mesajul din spatele acelor întrebări de pe buletinul de vot din referendum. Da, a fost un vot totuși pentru Klaus Iohannis? Nu, sigur că... N-aș vedea foarte mult aplecându-se asupra acestor problematici cu justiția, cu... Nu facem istoria acum ce s-a întâmplat cu justiția, cu doamna prim-procuror al României și nu întâmplător, și nu cred că întâmplător, un om din România ajunge procuror general, Laudra Codruța Chiovici, și ajunge procuror general al Uniunii Europene, da? Ci tot fiind rezultatul unei acțiuni, unei munci, unor lucruri de care oamenii, practic, justiția, cred că se află pe primul sau al doilea loc din punct de vedere al credibilității unor instituții sau de care oamenii ar avea cea mai mare încredere în viața de zi cu zi ca instituția statului. Și Parlamentul ajunge la credibilitate de câteva procente. Știți de ce vă zic? Pentru că nu știu cum ați văzut dumneavoastră și cum vedeți lucrurile în rândul cetățenilor de simpli. Ei vor salarii mai mari, în primul rând. Ei vor ca nivelul de trai să crească. Adică asta cu justiția, cu... Da, interesele justiția sunt foarte mari. Justiția înseamnă apărarea împotriva corupției. Corect. Da? Corect. Dacă justiția nu funcționează, lucrurile degenerează și automat n-ai cum să ai salariu mai mare dacă în anumite domenii corupția este la un alt nivel față de ceea ce înseamnă... Corect și asta, extrapolăm. Corect. Sigur și asta, da. Extrapolăm. Toate sunt legate între faptul ele. Toate... că arestăm nu știu ce politicieni, dar nu recuperăm banii, asta, până la urmă, nu reprezintă... Asta se și dorește acum prin modificarea unor acte normative, prin confiscarea averilor,
tocmai pentru ca acel prejudiciu să nu se dubleze. Odată nu îl recuperezi și odată plătești ca să-l ții pe acolo, cu mâncare și cu cazare. Exact, exact. Și atunci, automat, lucrurile la nivel legislativ, din punct de vedere a aplicabilității, al eficienței mai mari în domeniul justiției în România, înseamnă și modificarea profundă a acestor acte normative și a legislației în vigoare. Bun, în afară de această bătălie politică în care ne-a obișnuit Klaus Iohannis, declarația, atitudine împotriva fostului guvern, și împotriva unui partid în special, ce ne propune pentru viitorul mandat președintele Klaus Iohannis? Păi, în primul rând, ce spunea și dumneavoastră, această stabilitate și o normalitate prin care, în spatele acestei stabilități în România, să existe o dezvoltare economică sănătoasă, prin care noi toți avem salarii mai mari, noi toți avem niște condiții de muncă bine plătite, prin care oamenii să nu mai ia drumul țărilor străine să muncească, să-și câștige existența sub o altă formă și mult mai greu față de ceea ce ar fi normal să se întâmple în România. Ar însemna recunoașterea României în plan, în continuare pe plan internațional, ca un partener egal cu celelalte state membre din Uniunea Europeană, da? Și atunci, automat, această normalitate înseamnă și o funcționare corectă a tuturor instituțiilor statului până la orice nivel. Da, asta depinde și de ce guvern va avea în eventualitatea în care va câștiga un nou mandat. Exact. Că dacă are un alt guvern, și repet, de-aia v-am și întrebat de garanție, garanția legată de guvern. Hai, zice că va fi un guvern PNL, da? Cine și cum garantează, pentru că am mai avut guvern PNL și știm ce s-a întâmplat. S-au întâmplat lucruri bune. Da, 2008, s-au întâmplat și lucruri rele. Sigur că atunci, în momentul în care se întâmplă lucruri rele, plătești prin votul pe care nu ți-l mai dau cetățenii și este normal. Da. Bun. Haideți să vorbim și despre campania la nivel local. Cum decurge, domnule Ionescu? Păi, în primul rând, organizația municipală, care la acest moment adună 250 de membri, plătitori de cotizație, plus simpatizanți, mergem pe stradă după amiaza, din casă în casă, prin blocuri, distribuim materiale, vorbim cu oamenii. Sigur, acum, noi discutam și nu este prima dată când discutăm despre ceea ce înseamnă eu fiind și candidat la nivelul local, nu convingi oamenii în 30 de zile, indiferent cine ai fi. Și vedeți pe sondajul pe care îl aveți dumneavoastră, o serie de candidați care este imposibil să ajungi de la 3% la 40% într-o lună de zile. Da? Orice candidat, în momentul în care se înscrie într-o cursă electorală, și vorbim la nivel de președinție sau la nivel local, pentru că este un vot uninominal, da, și președinția la președinția României, trebuie să ai ceva în spate. Adică munca unui om de 5 ani de zile, munca unui primar de 4 ani de zile, munca unui consilier de 4 ani de zile. Nu o să vină unul, indiferent la ce nivel vrea să candideze, să convingă aici la noastră în emisiune ce o să fac eu, să mă aleagă lumea după următorii 4 ani, în condițiile în care în urmă nu s-a văzut nimic. Da, oamenii au deja... Și atunci, automat, imaginea... Păi, ați citit dumneavoastră sondajul. Adică, de cei cu care vă întâlniți aproape sigur zi. Că da, sigur că da. Au deja oamenii, opinie formată. Mă rog, cei care vor merge la vot. Care vor merge la vot. Sigur că da. Și probabil că și cei care nu vor merge la vot tot au o opinie formată. Da? Important că să și exprime. Corect. Pentru că voturile se numără și da, nu doar să exprimă printr-un sondaj, așa cum spuneați. Activitatea, munca, seriozitatea, impactul pe care l-a avut în urmă cu ani de zile, pentru că și domnul Iohannis, în primul mandat, a câștigat pe munca de primar, pe care a făcut-o la Sibiu, da? Nu l-a luat nimeni după stradă și l-a pus acolo, hai că candidez mâine și ei câștige alegerile. Nu, indiferent cum. Și atunci, automat, 30 de zile, din punctul meu de vedere, este o campanie
ar trebui să fie o campanie la toate nivelurile de candidaturi în care ai făcut ceva și vii și pe credibilitatea pe care o ai și spui, dom'le, am făcut autostrada de la Constanța la Baia Mare, da? Și acum o fac și pe asta de la Iași la Turnul Severin. Și atunci zice, dom'le, bă, îl votez pe ăsta că, într-adevăr, mi-a făcut-o pe asta, s-a ținut de cuvânt. O face și pe aia altă, că dacă tu n-ai făcut niciun metru de autostradă și... Dar ce PNL-ul a făcut? De unde știți dumneavoastră că n-a făcut? Păi câți kilometri de autostradă sunt în țara noastră, domnule? Păi din și... 30 de ani de guvernare și... face socoteala cât s-a guvernat PSD. Păi da, dar când a fost PNL-ul la guvernare, eu nu mi-aduc aminte să fi terminat vreo autostradă. Sau să fi făcut vreo... Adică toate guvernele sunt în aceeași oală. Uitați-vă să zică la... cineva, să zică, domnule, noi suntem campioni la construcție de autostrăzi. Uitați-vă ar, la... ar fi penibil pentru orice partid să spună că a făcut asta. Uitați-vă că sunt primari din vestul României care au depășit performanțele unui guvern făcând autostrade și centuri ocolitoare, accesând fonduri europene mai mult decât a făcut un guvern în anumite perioade. Da? Pentru că nu mai așteaptă, oamenii nu mai așteaptă, administrațiile locale nu mai așteaptă să le dea guvernul sau să deruleze niște programe la nivel național, ci accesează direct. Oameni deștepți. Oameni deștepți, da. Da, uitați-vă, oameni implicați. Uitați-vă la orașul Oradea, care a absorbit peste 250 de milioane de euro într-un mandat. Da? 250 de milioane de euro. Da, dovada că se poate, domnule Enescu. Păi, bun, nu, vorbim, dacă, de, nu da, vorbim despre un nu, oraș. Nu vorbim, dar uitați-vă că pe canalele naționale s-au prezentat diverse situații, primari de comune care au accesat mai mult decât un municipiu reședință de județ. Așa este, da? Așa este. Păi nu e tot același... Oameni cu adevărat implicați și oameni care merită să fie votați. Păi, și atunci asta spun. Ăștia sunt oamenii care merită să fie votați. Nu în 30 de zile schimbăm printr-o anumită atitudine sau alta impactul... Cu siguranță nu. Jocurile sunt deja făcute. Jocurile... Da, și jocurile mintea noastră vis-a-vis de ceea ce înseamnă... Și jocurile politice sunt făcute, domnule Enescu. Da, da. În momentul în care ai 40 ceva la sută, nu mai ai niciun joc. Votează, și așa mai departe. Dar, dincolo de chestiunile astea, e foarte bine ce spuneți dumneavoastră, că nu se joacă totul într-o campanie electorală. Doar să se întâmple vreun eveniment, ceva, vreo ruptură, sau vreun scandal, așa cum s-a încercat. Și sunt convins că nu e o coincidență faptul că a apărut acele imagini de la colectiv în această perioadă. Da, uneori încercarea de a manipula este sortită și eșecului, dacă nu... Au fost perioade când au avut efect, știți bine. Fost, da, au fost. Acum, cu trecerea timpului și vorbim 30 de ani de la Revoluție, când generații care s-au născut la Revoluție ajung acum la 30 de ani, 20 și ceva de ani, nu mai sunt generații care să-i păcălești nici măcar chiar ușor, da? Sunt oameni care la 30 de ani sunt în puterea vârstei din punct de vedere al muncii, vor altceva în România, deschizând de granițele în România, vezi altceva, cum se dezvoltă în străinătate și atunci te întorci aici în țară și vezi că lucrurile stagnează. Nu mai păcălești cu o emisiune sau cu alta sau cu anumite lucruri de a manipula populația. Așa, și nici nu se dorește, domnul Enescu, pentru că, asta spuneam, ați văzut și vreo dezbatere din asta la nivel înalt, între candidați? Da. Se întâlnesc cei de pe locurile 4, 5, 6. Haideți să vedem cum erau înainte dezbaterile adevărate. Păi, țin minte și în campania la locale, la candidat de primar, fugeau de dezbaterile directe de la unul la altul. Asta e. Noi o să dezbatem în continuare după pauza de publicitate. Revenim și vorbim ca și până acum alături de Constantin Ionescu. Publicitate, revenim imediat.